Alina Bica, fosta șefă de ICOT, acuzată de luare de mită, a fost transferată ieri la penitenciarul Târgșor, unde a mai fost încarcerată în primăvara acestui an. Avocata Alinei Bica spune că decizia de transfer a fost luată după ce clienta ei a cedat psihic și amenință că se sinucide. Ea refuză să-și vadă familia de mai bine de o lună și nici nu mai vrea să mănânce. Singura cu care stă de vorbă este avocata sa, care este și confidentă. Bica a fost transferată la penitenciarul de femei Târgșor din Prahova pentru a fi conciliată psihologic. Alina Bica a devenit depresivă după ce a fost arestată preventiv într-un alt dosar la început lunii septembrie. Bica și fostul șef al ANAF, Șerban Pop, au fost trimiși în judecată de DNA săptămâna trecută într-un nou dosar, în care sunt acuzați că au luat mită pentru clasarea dosarului în care este implicat omul de afaceri Horia Simu.